Bună seara, prietenii mei. De pe YouTube. Nu știu mai știu să mai filmez de când n-am mai filmat. Am câteva zile de când n-am mai pus vloguri. Nu știu din ce motiv. Că nu știu. N-am mai avut chef. Am zis să mai iau o pauză. Prin astăzi, toată ziua, am umblat cu mama prin oraș după treburi. Ne-am rezolvat treburi. Să fiu sinceră, eu vă recunosc. Mi-am luat banii de la YouTube și mi-am dus și am acoperit datoriile. Că altceva nu pot să zic. Păi da, la Amanet, la cumpărături, cu Leonardo în oraș, azi dimineață. După aia l-am dus acasă, că a dormit la mine aseară. I-a venit lui aseară la ora, cred că era ceasul 1. Și m-am dus de la luat. Plângea. A dormit la mine. Să știți că și aseară i-a fost rău, nu știu din ce cauză, din cauza gripei astea. Și azi noapte plângea așa în fum, era neliniștit. Pentru că acasă nu mi-a băut ăsta antibioticul și iar îl durea un pic în gât. Și asta s-a învârtit cât pe o parte, cât pe alta, toată noapte. Toată noapte m-am uitat la el cum se învârtea și nu putea să doarmă. Și azi dimineața m-am dus pe el în oraș. Ne-am scos banii de pe card. Eu vă spun că ce nu era o sumă cine știe ce, dar bună că... Na. Decât deloc, bun și ăștia pentru cheltuială, uite pentru ce trebuie, nu? Că bunurile astea nimeni nu încasează, mă. Vă spun eu. Dar începem din martie, bine. A fost și mama cu mine. Am cumpărat o găină din aia mare. Să-ți fac eu arăt imediat. Mama și-a cumpărat pește să-și facă pentru regim. Eu mi-am cumpărat niște polonezi din astea. Să mănânc cu roșii. Măcar atâta. Să mă arăt eu. Mâncarea, cum suntem noi țiganii, să mâncăm. Le-am dat banii la datorii care le-am făcut. Nici să nu mâncăm, nici să nu... Păi și când ai mulți și acolo... Când e de mâncare să-mi cumpăr ceva de mâncare, îmi pare rău să cumpăr. Pe mâncare mi-e pare rău să cumpăr. Când ai mulți și acolo... Da, așa mai bine, uite, când fac datorii. Mai, când am, mai luat fuste de la fete, da, am dat datorii. Așa nu m-am ce-am avut și eu la mani cercei mei care îi las tot timpul când e nevoie pentru mine, pentru copii, ceva. Le-am spus. Și-a cumpărat mama de mâncare aici. A luat roșii. A luat ardei gras. A luat o găină. A luat pește să-și facă de post. Ce mă rog, ce trebuie de lecăși. Să nu baia, nu baia, nu. Și că mă ce iau. Eu mai târziu. Nu știu, mai târziu să mă duc la doi pași, să-mi cumpăr ce trebuie, gel de duș și astea. Că dacă mai mergeam acum, cât am umblat cu ele, le-au cumpărat mâncare, le-au cumpărat de toate. Nebunisem. Și sunt atât de supărată, prieteni. Atât de supărată. Îmi spune atâta timp. Cum ai și noi pe la Herculanii. Cum am luat banii? N-are timp. Așa i-am dat. Deci nici nu i-am ținut mult în buzunar. Parcă, știți cum e vorba aia? Decât să ții grija la bani, mai bine dor. Banii sunt făcuți să circule, nu să stea pe loc. Ia uitați, mama, aici își pregătește peștele. Cum îl faci, mama? Nu știu nici ce pește e asta?
Macro? Un pește foarte... E gras. Să alege om în viață. Cu nimic. Cu absolut nimic. Am o stare atât de rea, prieteni. Da, eu. Atât de așa, nu știu. Neliniștită sunt. Păi da. Păi eu și eu aici am ceva mărunțiș. Când vine acasă, nu spune ea, dar când beam și tu, să mergem undeva. Când beam, am ciurat, am ciurat ceaienii. Asta spune. Lasă că vine vara și mergem. Toată ea sau e s-a distrat. Dă să pun astea bine, că să fac și eu ceva. Nici cu vlogurile nu mai sunt obișnuită, prieteni, credeți? Păi, dar unde nu trebuie să-i dau? De ăștia, că sunt acolo, am văzut. Puțin, mult trebuie să-i fac, prieteni, să mă întrețin. Pe mine, uite, să mai iau și eu la copii câte ceva. Așa? Ce să fac? Nu faci nimic? Nu e de lenie, că n-am mai filmat de lenie. Așa, n-am avut chef. Ce roșii frumoase, ia uite. Ce bine miroase. Ne mișurică, nu știu pe unde e. Umbră și ăla urlă. Și ăla prieten, umbră nebun. S-a lăsat un frig afară. Astăzi a fost soare, a fost frumos, dar acum e un frig orocoare. Mi-a lăsat mama ușa deschis. Gata, a trecut și ziua asta, a venit noaptea. Păi ce să facem? Și aceeași treabă facem pe fiecare zi, același lucru. M-am săturat. Pe bune, m-am săturat. Păi, da. Cuțini, băca la mașina de spălat, mâncare. Ce? Să caut repierul și un vas. Măcar fiindcă fac și un vlog, să fac și un frumos. Nici Neamișu nu a mai venit și atât de greu, nu-i Neamișu, uite, mai schimbam o vorbă cu el. Nu știu, prieten, mă bate un gând. Dar nu știu ce să fac. M-aș lăsa de YouTube. Sincer, nu mai merge treaba cu YouTube-ul. Nici nu mai vine să mai filmez. Da, nu știu, mă gândesc prima dată. Pentru că nu m-aș lăsa de YouTube din cauza dumneavoastră. Am văzut că multe doamne îmi spun să filmez.
zi de zi și de asta, că așa m-a ajutat de mult de YouTube. Și de aici am câștigat și o treiu, să vă spun sincer. Dacă la muncă nu mă duc, tata nu mă lasă să mă duc la muncă. Nu? Să zicem adevărul și asta e o muncă, că na. Uite, să faci un vlog, să-l pui, să-l editezi, să faci. Nici asta nu este chiar atât de ușor. Cum faci, mamă, peștele? Nu știu, v-am să... Cum vrei tu, nu știu, eu nu mănânc pește. Da? Cum vrei tu? Nu știu. Mi este frig. Stai că vreau să răspund la niște comentarii. Am văzut că mi-a scris cineva că nu știu ce a făcut tata. Și când l-a filmat pe Leonardo, adevărul că l-a filmat dezbrăcat. Nu sunt de acord nici eu cu asta. Dar tata. Păi veni el pe ușă și o filma. Nu, asta m-am tot scoară, nu știu filma. Și l-a filmat și zicea că, nu știu, a zis Leonardo, eu nu știu, n-am urmat de vlogul. Că a făcut pipi în pat. A fost o grupă, prieteni. Ce să vă zic, copilul de mult suc. Dar nu. Ce rezolvă chestia asta? Ce să mai iei? Și tata trebuie să tai acolo? Că nu. Așa e, e și el copil mare. Aud colegii lui de la școală. Se întâmplă oricui treaba asta la mine. Ce e, un pipi în pat? Da. Și ție să... Hai. Păi de ce spui chestia asta? Păi copilul meu e 6 ani, ce vrei să-i faci? Păi tu ai zis, se întâmplă oricui. Păi oricui la copii, nu că Doamne ferește. Aia da. Dar nu la adulți. Păi nu la adulți. Ați auzit, prieteni, că se întâmplă oricui treaba asta? La copii, dar n-am știut să mă explic eu. Să-mi buc bine, așa. Bine. Hai să vadă, mamă, și-a cumpărat un parfum. A, trebuie și chiar asta trebuie, pe bune. Pe bune. Trebuie să arăți și asta, tu. Pe... E mai rău ca ta să... Pe bune, nu e șefa tu. Ia uite, așa a cumpărat un Today. Trebuie să mă știe bubu tot ce fac. Și-a cumpărat. L-am primit un și un cadou. Care-i treaba? A primit un cadou. Tate, dacă vezi acest blog, a primit un cadou și o cremă de corp. De la un fan. Suspect. Păi cine îmi spune mie? Veni noaptea, a trecut ziua. Iar dormim, iar ne sculăm, iar... Păi ce să facem? Păi da. Dacă la muncă nu mergem. Dumneavoastră, ce ați mai făcut? Ce mai faceți? Doamnelor, ce mai gătiți? Că noi nu știm ce să mai gătim de câteva zile. Ce să mai gătim? Ce vreți? Nu mai... Mai lasă-l acolo de gătit. Eu am mâncat asta să fiu cinci de asta. Cu brânză dulce. Ne-am mâncat astăzi cu Leonardo. După aia mi-a mai cumpărat și bunica mi-a fost la tot plăcintul cu brânză dulce. Am mai mâncat și mine. Nu mai mâncat nimic acum, dar... Ispitele. Ce ispite? Hm? Mă provocați pe mine. Mâine ce zi, mamă? Sfânta Vinerea. Mâine e vineri. Mâine e vineri, nu știu ce facem.
Sarmale. Nu mâncăm sarmale. Mâine facem găina aia care e luat totul. De unde e găina? N-am mâncat-o. Pe mine e napă. Vrei din legătură cu Leonardo. Multe doamne spun să-i fac analizele. Să fac nu știu ce. Credeți-mi că i s-au făcut analizele. Asta dacă nu spunem tot pe vloguri, s-au făcut analizele. Și nu a mai spus chestiile astea. I-a făcut bunica lui o serie de analize. Deci s-au făcut. Nu are nimic ca copilul. În legătură cu... Că e gras. El așa mănâncă, el așa a fost învățat de mic. Așa el e mâncăcius. Slăbește el când se mai înalță, când mai crește, slăbește. Ce se aude? Ce se aude? La vecini. Astăzi a fost frumos, a fost soare. Toată lumea în oraș, toată lumea pe la porți și aici la noi pe stradă. Toată lumea spăla curtea, spăla mașinile. Da. Și mașina noastră trebuie să o spălăm, să o ducem la spălătorie. O ducem mâine. Da. Mergem și noi pe la bunica Stela? Cred că mergem. De când ne duc acasă, cred că mergem pe la bunica Stela. Mergem acum? Da. Haide. Prieteni, revenim și noi de acolo. Revenim de acolo? Nu știu. Hai că revenim de acolo.